își duc viața de când se știu în sălbăticia aspră a muntelui, iar pentru ei drumul către cel mai apropiat oraș este un abrupt stâncos pe care îl coboară și apoi îl urcă, nu feriți de pericole, atunci când vor să-și cumpere cele trebuincioase. Este povestea celor 60 de suflete care mai viețuiesc în cătunele aflate în munții de deasupra stațiunii Băile Herculane și al călor singur vis este să aibă un drum, pentru că panouri solare au reușit să-și cumpere singuri, după ce au stat 10 de ani la lumina lămpii. Un abrupt stâncos, înalt de mai bine de 15 metri, trebuie să coboare sau să urce setenii din Ineleț, Scărișoara, Țațu, Gura Iuții sau Cracu Mare, atunci când vin la Băile Herculane. În drumul nostru spre cătunele pierdute în munți ne însoțește Părintele Nectarie, cel care slujește la biserica din Scărișoara. Atent, Părintele lovește cu toiagul în scările pe care trebuie să le urcăm, încercând astfel să alunge eventualele vipere care s-ar ascunde printre stânci. Urcăm scările și după mai bine de o oră de mers pe jos, pe un abrupt incomod, după multe popasuri, ne primește Nea Nicolae. Bună ziua! Nea Nicolae este unul din veteranii din Scărișoara, un bătrânel sprinten și încă în putere. Locuiește cu fiul său, iar acum, că au cumpărat și au pus panouri solare pe căsuța lor, singura dorință care le-a mai rămas este ca autoritățile să le facă un drum ca să-și poată aduce mai ușor cele trebuincioase de la oraș. N-avem lumină, transport, nu avem, și din cauza asta e greu dacă... Trebuie să ne ducem la Herculane după ora, după alimente, după ce ne trebuie. Și desigur că viața e grea. Cum urcați alimentele aici și ce mai aveți nevoie? Păi cu ăla cu spațiu, iar dacă avem mai mult, ne ducem cu calul. Până avem făceacă de mergem până la șosea jos, până acolo venim cu... măștind ocaze, cum putem, și de acolo luăm cu ăla cu calul. Cât mergeți pe jos? Păi mergem cam vreo 5 km. Dacă s-ar face un drum, că să putem să aducem și noi niște materiale cu o mașină, cu ceva, să putem să ne rânduim și noi casă, să... așa numai cu cai, cu spațiile. Și e foarte greu. Da, e foarte greu. Urcăm pe scări pe acolo. Este un drum, dar ăla e mai departe și pe acolo numai cu calul. Iarna când e zăpada mare și cum ajungeți să vă alimentați? Păi, tot pe scări coborăm. Pe scări, pe acolo coborâm, pe acolo ieșim, că e mai aproape. Cu energie electrică cum stați? Ne-am cumpărat niște panouri, dar doar ne luminăm cu ele, restul nu avem. Până acum, vreo 3 ani am băgat, până și am stat la lampă. La Scărișoara, gazde primitoare ne sunt și soții Rădoi. Ne tratează cu mămăligă, brânză și cartofi aurii, frumos rumeniți, copți în tavă. Sunt bunătăți pe care le găsești aproape în fiecare casă, a celor 60 de suflete care viețuiesc în cele 5 cătune de deasupra Băilor Herculane. Oamenii își câștigă existența crescând animale și cultivă legume bio, dar tot mai greu câștigă banul. De drum, dar să nu se taie pădurile. De drum avem foarte mult nevoie. Că să facă drumul, dar să nu taie pădurile. Da. Țineți la pădurile astea. Da. E așa un pom. Când culegi în el fructele. Cu ce vă descurcați? Cu ce vă câștigați traiul? Animale, cu vaci, porci, găini. De-așa. Vindeți, mai vindeți la piață? Cam puțin, că nu se prea caută, nu se prea târguie. Nu se prea caută brânză. Turiștii ați putea să primiți aici dacă ar veni într-o zi? Dacă ar veni, cu multă plăcere. Ai primim. Dar aici, nici supuși, nu prea ajung la noi. Ce le-ați oferit de mâncare? Ce... Mamaligă, cu brânză, ochiuri de ouă. De la noi, noastre. Cum sunt foarte izolați și prinși toată ziua cu treburi, la coasă sau la adunatul fânului, sătenii din cele 5 cătune se mai întâlnesc duminica la biserică. Tot prin intermediul bisericii din sat, o asociație s-a oferit să-i ajute. Și pe lângă micile daruri pe care le fac an de an înainte de sărbători, îi ajută pe localnici să-și vândă produsele. S-a făcut o piață lunară și... piața asta, când este în cătunul Țațu, când în cătunul Ineleț, când în cătunul Cracu Mare, când în cătunul Gura Iuții, și oamenii își vând produsele care, bineînțeles, sunt foarte bio, pentru că nimeni nu urcă cu sacul de azot sau știu de chimicale să dea pe pământ în spate până aici. Și atunci au certitudinea că produsele agricole sunt sănătoase.
Și vin oameni de la Timișoara, din diverse părți și cumpără produse. Și în felul acesta îi ajută pe oameni ca să-și cumpere pe iarnă ceea ce le trebuie traiului. Pentru că au produse bio, iar locurile în care viețuiesc sunt sălbatice, dar foarte primitoare, pentru că oferă priveliști splendide, oamenii și-ar putea diversifica pe viitor ocupația și ar putea face chiar turism ecologic. Dar pentru aceasta este nevoie de un drum care să ajungă până la ei în localități.